Jucătorul momentului la Mușelul Câmpulung, Dorinel Oancea, și antrenorul principal, Ovidiu Tică, au fost prezenți astăzi în fața jurnaliștilor mușeleni la obișnuita de acum, conferință de presă săptămânală a echipei care evoluează în Liga 3-a. Unul dintre subiectele de discuție a fost legat de meciul pe care echipa l-a jucat sâmbătă în fața propriilor spectatori cu Athletic Bradu și pe care l-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Pot spune că suntem cu toții dezamăgiți. Ne doream un rezultat, o victorie, care era importantă din mai multe aspecte. Unul dintre ele ar fi fost legat de clasament și păstrarea avantajului. Teama rezultatului și-a pus amprenta. Ne doream, v-am spus, foarte mult, jucam acasă, ne doream foarte mult să luăm cele 3 puncte în primul rând. Și odată cu eliminarea s-a făcut și pasul înapoi. Trebuie să recunoaștem, nici la primul joc, nici la acesta, echipa nu s-a exprimat poate la adevărata valoare. N-am făcut 2 jocuri destul de bune în aceste 2 etape, dar la urmă important este că nu am pierdut. În prima repriză au fost foarte multe cartonașe galbene. Unul dintre cei avertizați a fost chiar Genaru, un jucător pe care îl știm că nu se potolește. Nu credeți că ați greșit că nu l-ați schimbat la pauză? Acest lucru, de fapt, cu toții ne-am reproșat, sau și eu personal, că n-am făcut schimbarea la pauză. Consider că primul cartonaș galben la Genaru a fost destul de ușor acordat, dar, repet, nu arbitrajul a fost principalul motiv. Ce s-a întâmplat imediat după eliminare? Echipa s-a retras? A fost semnal de la bancă să se retragă? Nu a fost semnal de la bancă. Practic a fost... Fiecare noi asta au simțit, degeaba am cerut sau am strigat, haideți să ne apărăm, hai să ieșim la joc, hai să încercăm să ne apărăm cât mai sus de poartă. Odată cu trecerea timpului, normal, am rămas foarte aproape de suprafața noastră de careu și probabil de acolo a picat și golul. Din teren pot spune că în prima repriză meciul, să zic așa, a stat la discreția noastră, iar în a doua repriză, odată cu eliminarea lui Genaru, cei de la Bradu au început să atace și să ne domine ușor, ușor, până a căzut golul. Dorinel Oancea a vorbit și despre golul pe care l-a marcat în minutul 31 al partidei. Păi, totul a început când cei de la Bradu au avut o lovitură liberă, o fază fixă. Noi am reușit foarte bine să recuperăm mingea și să pornim contraatacul. L-am văzut pe Claudiu că a coborât să primească mingea, iar eu am urcat. Am simțit pasa și am înscris. În conferința de astăzi s-a vorbit și despre situația financiară de moment a echipei, despre care antrenorul Ovidiu Tică a recunoscut că nu este una foarte bună. Din punct de vedere financiar, nu stăm bine. Nu am atras absolut asta din acest punct de vedere. În jurnalul sportiv de mâine seară, în avancronica partidei de la Roșiori, vom reveni cu declarațiile celor 2 reprezentanți ai echipei cu privire la jocul pe care Mușelul Câmpulung îl va disputa sâmbătă în deplasare.